Lucrările de modernizare a infrastructurii continuă. Seceraja ESA a încheiat contractul de executare a branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța-Ialomița. Prin implementarea proiectului a fost asigurată protecția sănătății populației și s-a diminuat considerabil impactul negativ al apelor uzate asupra mediului. De acest proiect beneficiază o populație destul de însemnată, deci sunt toate localitățile care sunt mai mari de 10.000 de locuitori. Vreau să vă spun că ne preocupă foarte mult să facem racorduri și branșamente la cât mai mulți cetățeni din județul Constanța, pentru că asta e menirea noastră. Am prevăzut de asemenea, în etapa următoare a POIM-ului, peste 150 de milioane de euro pe care îi vom investi în reabilitări și în extinderi rețele de apă în județul Constanța. Încercăm noi până în 2020 să zicem că rezolvăm toate problemele de alimentare cu apă și canalizare în județul Constanța. Proiectul vine în ajutorul consiliilor locale care nu au resursele necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură în domeniu și de asemenea, dar și pentru o parte a populației care nu dispune de forța financiară necesară pentru racordarea la sistemele de canalizare sau branșarea la noile rețele de acțiune a apei potabile. În total au fost realizate 4.638 de racorduri de canalizare și au fost executate 2.000 de branșamente. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 37 de milioane de lei fără TVA. Printre cele mai importante localități în care au fost executate lucrări se numără Năvodari, Agigea, Cernavodă, Medgidia, Ovidiu, Eforie, Mihail Cogălnicianu și Techirghiol.